Dacă va menține cursul actual, Haiti ar putea fi lovit de cel mai mare uragan. Ulterior, acesta va ajunge și în Florida, unde a fost deja decretată stare de urgență. Localnicii își fac provizii de alimente și combustibil, iar turiștii sunt somați să părăsească zona. Aeroportul internațional urmează a fi închis. These 100 members will be stationed across the state and support planning, logistics and operations in preparation for potential impacts from Hurricane Irma. At my direction, all available National Guard members, nearly 7,000 guardsmen and women, will be reporting for duty Friday morning. Uraganul de categorie a 5-a maximă aduce vânt care va depăși 290 de km la oră. Primele vor fi lovite insulele Leeward din Caraibe. Acesta este mai puternic decât uraganele Louise din 1995, Hugo 1989, soldat cu 15 morți, și Harvey, care a devastat recent Texasul și Louisiana, care a ucis 42 de oameni și a generat pagube estimate la peste 100 de miliarde de dolari.